Președintele TNL Giurgiu, Ionel Muscalu, însoțit de o delegație de tineri giurgiuveni, va participa mâine la conferința națională de alegere a președintelui TNL. Purtătorul de cuvânt al organizației liberale a anunțat în conferința de presă de astăzi că îl susține pe Florin Alexandru Alexe, actualul președinte al TNL, cel care s-a remarcat prin rezultate deosebite în campania electorală a lui Crin Antonescu. Mâine va avea loc conferința națională de alegeri a TNL, la care sunt așteptați 7.000 de tineri liberali din toată România. Este, din punctul meu de vedere, cea mai mare astfel de manifestare a vreunui partid, cea mai mare manifestare din punct de vedere numeric, dar veți vedea că și din toate punctele de vedere. Pentru că va fi în premieră pentru clasa politică din România și pentru politica românească o prezență masivă a tinerilor care vor să arate că și ei contează în această țară, că și ei au de spus un cuvânt în această țară, iar principalul slogan al acestei întâlniri de mâine va fi Nu puterii. Tot mâine, în jurul orei 14, tinerii liberali prezenți în București vor participa la un marș de protest împotriva guvernului. După alegeri se va organiza un meeting și totodată acest meeting, acest marș de protest al tuturor participanților va începe de la Complexul Romespo până în Piața Victoriei, în fața Guvernului României. Sperăm ca la manifestarea noastră să avem mesaje concrete de transmis acestui guvern și să știm ce îi cerem acestui guvern.